Se știe că micul dejun franțuzesc nu seamănă deloc cu al nostru, în care ouăle sunt mâncarea de bază. Francezii servesc croissant, gem, baghete, ceai și cafea, alături de un pahar de suc proaspăt de fructe. Gemul de smochin este folosit în Franța alături de o bruschetă cu brânză de capră. Este un gust absolut inedit, o combinație potrivită oricărui mofturos. Chiar dacă pare ceva complicat de făcut, această dulceață se prepară ușor și repede. Cantitatea de zahăr folosită este jumătate din cantitatea fructelor, în cazul nostru, smochinele. Ingrediente: 3 kg de smochine, 1 kg și jumătate de zahăr, 300 de ml de apă, coajă rasă de la o lămâie, sucul de la 2 lămâi. Dulceața de smochine potrivită pentru un mic dejun cu aromă franțuzească. Pentru început, punem la foc mediu apa cu zahărul și lăsăm până se formează un sirop gros, care se lipește de deget. Amestecăm mereu să nu se lipească pe fundul oalei. În timpul cât siropul nostru fierbe, vom spăla foarte bine smochinele și le vom tăia codița. În continuare, le stropim cu sucul de la cele două lămâi și punem peste el și coaja rasă de lămâie. Când siropul este fiert destul, adăugăm smochinele peste el și amestecăm bine. Veți vedea că acestea își vor schimba culoarea. Amestecați constant în dulceață să nu se prindă. Lăsăm să fiarbă până când vedem că fructele sunt moi, iar lichidul s-a îngroșat suficient. Pentru siguranța dumneavoastră, puteți pune două linguri de gem într-un borcan micuț pe care să-l băgați la frigider. După ce se răcește suficient, vedeți dacă dulceața este suficient de groasă. Turnați dulceața în borcane și întoarceți-o cu capacul în jos până a doua zi. Să aveți spor! Relatează știrpesurse.ro.